Editarea la Chișinău a revistei de știință și cultură limba română a fost necesară deoarece era nevoie de o tribună într-o realizare visului basarabenilor de a spune deschis și fără frică pe nume limbii lor, de a promova adevărul prin intermediul unei publicații la îndemâna tuturor și, lucru foarte important, de a avea un reper autohton cu autoritate în măsură să contribuie la stoparea procesului de degradare a limbii, la anihilarea infernului lingvistic ai cărui captivi basarabenii erau până la 1989. Revista își propunea să fie o busolă a renașterii graiului matern, un reazem mobilizator în dorința generală de a depăși perimatele dogme de sorginte imperial bolșevică privind etnogeneza, limba și cultura poporului, de a contribui la creșterea limbii românești a patriei cinstire, precum se sublinia în editorialul din primul număr al revistei Limba Română. Temerară s-a dovedit a fi ideea lansării în 1991 acestei reviste. Profesorul universitar Ion Dumeniuc, el a fost și primul redactor șef, de etnie ucrainean, a dat de altfel titlul de Limba Română revistei. Noua publicație a Ministerului Științei și Învățământului urma atunci, în 1991, să o înlocuiască pe cea existentă cu ambiguul nume de limba noastră, care deja nu mai răspundea imperativelor vremii, ba chiar devenise o frână în promovarea limbii române și a valorilor naționale. Am retras atunci, de la tipografie numărul 4 al distonantei publicații, revista avea deja bunul de tipar, și din sumarul ei am păstrat doar un comentariu și anume Moartea Căprioarei de Nicolae Labiș. Asumându-și din start misiunea de a scoate în vileag caracterul nociv al politicilor de rusificare și de intoxicare a conștiinței identitare a românilor basarabeni, de a valorifica și promova patrimoniul spiritual național românesc, de a institui și de a instrui și de a educa tânăra generație, revista Limba Română a adoptat la fondare un program editorial îndrăzneț, dinamic, cu orizont larg, ambițios, orientat spre viitor. Echipa redacțională, colaboratorii revistei în toate cele trei decenii au demonstrat o exemplară angajare culturală, înaltă responsabilitate civică, forță mobilizatoare, deoarece limba română și-a propus să ofere nu doar prilejul și tribuna unui oportun exercițiu intelectual, ci și sprijinul moral și logistic credibil și necesar în noile circunstanțe social-politice. Firește, atenția noastră dintr-un început a fost captată de procesul revenirii alfabetului latin în societate și învățământ, de însușirea subtilităților și dexterităților de predare în școală a limbii române, a literaturii și istoriei naționale. În perioada de lansare a revistei ne interesa evident elevul, studentul, profesorul, iar odată cu trecerea timpului, peste ani, registrul problematic s-a extins și diversificat în preocuparea noastră, făcându-și loc și intelectualul, cu predilecție cititorul cultivat sau cel interesat să acumuleze cunoștințe în sfera științelor umanistice. Am perseverat așadar în selectarea și ajustarea tematicii programului editorial, așa încât acesta să răspundă celor mai diverse opțiuni și preferințe, rămânând evident în domeniul limbii, literaturii, istoriei și artei românești în ansamblu ei. Pentru realizarea unei strategii de durată care să garanteze publicarea exegezelor cu o altă probă de competență, a unor texte decente, conținând informații de maximă utilitate corespunzător orizontului de simțire și cunoaștere a noilor generații, am constituit un grup de autori respectând personalități cu renume în tot spațiul limbii române. Concepută ca un proiect identitar, sfidând mentalități și hotare, revista Limba Română a editat de-a lungul anilor circa
270 de numere de revistă, a perseverat într-o repunerea culturii române în circuitul ei firesc și reanimarea încrederii în viitorul comun al românilor. Limba română s-a manifestat pe parcurs de o publicație onestă, integră și incoruptibilă în sensul cel mai larg și mai profund al cuvântului. Ne-am propus dintr-un început să evităm comoditatea circumstanțelor oportuniste, nu am crezut în prestația idolilor, mai ales al celor din politică, ne-am bizuit pe munca, pe responsabilitatea și optimismul echipii redacționale. În pofida dificultăților de tot soiul, revista a rezistat pentru că nu este, cum se mai întâmplă, o publicație de gașcă sau una cu veleități elitare sau politice. Cu perioade luminoase sau mai puțin faste, am trecut peste tot felul de obstacole, inclusiv peste mentalitatea celor care au negat sau au pus la îndoială rostul și rolul unei instituții culturale dintre Prut și Nistru, așa cum e revista Limba Română. Am reușit să edităm, concomitent cu revista, în serie Biblioteca revistei Limba Română, o serie, o seamă de antologii colective sau de autor, cuprinzând studii, comunicări, documente, etc. Volumele respective, veritabile repere științifice ale identității românilor din stânga Prutului, sunt semnate de reprezentanți de seamă ai lingvisticii basarabene. Voi nominaliza doar câteva. Limba română este patria mea, o antologie scrisă de autori din Republica Moldova și nu numai, itinerar sociolingvistic de academicianul Silviu Berejan, reflecții lingvistice de academicianul Anatol Ciobanu, testament, cred în izbânda limbii române de academicianul Nicolae Corlateanu, românie neamu, românesc megraiu și calvarul limbii române, ambele volume sunt semnate de Nicolae Mătcaș, deschiderea spre universalism, literatura română din Basarabia postbelică de Ana Bantoș. Revista Limba Română a lansat pe parcurs mai multe proiecte culturale finalizate cu editarea unor numere speciale care au avut un impact direct asupra cunoașterii fenomenelor culturale și sociale de pe cele două maruri ale Prutului. Mă voi referi la trei numere de revistă apărute cu genericul Itinerare ale identității noastre, incluzând și ediții speciale dedicate unor tradiționale centre de cultură și civilizație românească. Un portret cultural al Sudului, județul Călăraș, editat în revista Limba Română numărul 11, 1999. Partea de cer numită Maramureș, Limba Română numărul 3-5-2000, Bucovina, aura nordică a țării, limba română, numărul 1-3-2001 și așa mai departe. Păcat este că acest proiect nu a putut, din motive financiare, fi continuat. Câteva cuvinte despre prezentul revistei Limba Română. Acum când publicația noastră trece în al patrulea deceniu, mă preocupă în cel mai serios mod, aș putea spune că chiar mă obsedează, o problemă și anume condițiile și mijloacele financiare ce ar asigura apariția în continuare a revistei. Ori, viitorul presei culturale se arată a fi complicat și extrem de puțin și cu extrem de puține perspective. Din vânzările revistă ca a noastră, se știe, nu poate supraviețui. Din subvenții guvernamentale, abia școiește calea spre viitor. În spațiul nostru, dominat de sărăcie, dezbinare, invidie și politizat până la refuz, sunt o soluție pasageră donațiile din partea unor instituții. Păstrarea colectivului de redactori și de autori, asigurarea difuzării revistei în bibliotecile din Republica Moldova sunt probleme mari și dificile ale revistei Limba Română, de altminteri, și ale altor instituții de presă din Republica Moldova. Am încetat de mult să abordăm practica stimulării financiare a autorilor noștri, dar credem că, în special, tinerii ar
trebuie să fie îndemnați, încurajați, inclusiv financiar, să se implice activ în viața spirituală a cetății. În concluzie, subliniez, prioritatea actuală a echipei redacționale este cum, cu cine, cu ce surse vom supraviețui în deceniul al patrulea revistei. Și, Volens Nolens, revin la mesajul lui Eugeniu Coșeriu, care acum două decenii, la aniversarea a 10-a a revistei, spunea: dacă dispare și această revistă, limba română, adică, dacă ne asumăm acest risc, atunci ne-am trădat cultura națională, ne-am trădat identitatea spirituală. Noi, cei care am fondat publicația, cei care lucrăm acum la ea, atât cât ne permit puterile și sănătatea, nu vom trăda limba română.